Bugetul de stat pentru anul viitor a fost adoptat de Parlament în timp record. Actul normativ include majorările de pensii, alocații și salarii promise în programul de guvernare. Taxele nu se majorează și nu vor fi introduse altele noi. La capitolul investiții însă, legea prevede un procent mai mic de 7% din PIB, atât cât a fost promis inițial. Vine cu mai multe detalii corespondentul Prima TV, Cristian Citre. Cristi, bună ziua! Sunt modificări față de varianta bugetului adoptată de guvern? Bun găsit, prea puține modificări. Practic, votul dat astăzi în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, un vot masiv din partea majorității parlamentare, 294 de voturi pentru și doar 120 de voturi împotrivă, a venit să confirme aproape în integralitate proiectul de buget care a fost adoptat de guvern. Modificări relativ minore, au fost aprobate câteva amendamente pentru a da mai mulți bani la biserici, au mai fost aprobate câteva pentru suplimentarea de fonduri de la Ministerul Dezvoltării și cam aici se opresc modificările aduse de Parlament proiectului de buget. Nu au fost cuprinși bani în plus la Ministerul Transporturilor pentru a fi majorate salariile celor de la CFR, așa cum promitea ministrul Sorin Grindeanu, și nici procentul pentru investiții nu a fost respectat, promisiunea cel puțin de 7%. Cei de la USR au spus că vor ataca chiar în cursul zilei de astăzi legea bugetului la Curtea Constituțională, nemulțumiți fiind de modul cum vor fi distribuiți banii către primari. Ei acuză faptul că primarii USR ar putea rămâne fără fonduri în anul viitor. Spune-ne ce se întâmplă cu certificatul COVID. Care sunt ultimele noutăți luate în calcul de coaliție? Aici ar putea avea loc o modificare substanțială. Coaliția ia în calcul ca acest certificat să nu mai fie obligatoriu la locul de muncă. Dacă până acum aceasta era principala prevedere a viitorului proiect de lege, condiționarea accesului la job de a avea un certificat verde, ei bine, liderii PNL, PSD și UDMR s-au răzgândit, și asta după o discuție cu președintele Klaus Iohannis. Ei spun că o astfel de condiționare ar fi neconstituțională, și asta pentru că în legea fundamentală se prevede clar că dreptul la muncă este garantat, iar condiționarea sa de certificatul verde ar încălca legea fundamentală. Mâine ar urma să aibă loc o ședință de guvern în care să fie aprobat un proiect de lege în acest sens. Săptămâna viitoare ar putea fi aprobat de Parlament, astfel încât el să intre în vigoare de la începutul anului viitor, dar, așa cum spuneam, fără această condiționare la locul de muncă.